6 din 10 angajați din spitalele publice sunt imunizați anticovid, arată o evaluare făcută de către Federația Sanitas din România. 60,14% dintre angajații din sănătate sunt fie vaccinați, fie s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele șase luni și au anticorpii necesari, arată analiza Sanitas. Medicii sunt vaccinați în proporție de 70% potrivit aceleiași evaluări, iar restul categoriilor de personal medical din spitale sunt vaccinate în proporție de peste 50%. Datele colectate de sindicaliști arată că 4 din 10 angajați din sistemul public sanitar au decis să amâne vaccinarea. Federația transmite că cifrele sunt valabile la nivelul lunii iulie 2021.